A ploua azi noapte? Până la ora 10. Rău? Torențial. Dar bă, că sunteți copil în brațe, cu cizme, cu... Păi să... N-avem cum să mergem altfel decât cu cizmele în picioare. Cam cât este apa în... Păi este până la genunchi. Acolo avem ceapă, avem mort. Ce v-a stricat? Toată grădina. Roșii, în casă nu, dar nici mult nu mai are nici în casă. Aveați puse răsaduri, da, în grădină? Da, am pus în grădină aici. Și acum s-au distrus? S-au distrus, s-au făcut praf. Gata, o să dăm tot în curte în grădină, ca să avem toată vară. Ce se face? În spate intră la casă. Deci va inunda și beciul? Și beciul și tot. Și înăuntru. Și în grădină la câte apă? Te spuneați la 2 metri, 1 metru. Aici, pe da, aveți curaj să mergeți acolo. Nu aveți curaj să intrați, că e până aici. A plouat toată noapte. Da, până aici a intrat. Acum ce faceți? Acum ce faceți? Vă chinuiți? Ce să facem? Poate măcar să nu mai intre, că acum să mergeți acolo să vedeți viitura, de unde vine apa. Toată noaptea ce ați făcut? Toată noaptea am păzit. Am păzit să nu ne intre apa în casă, am dat cu mătura, am dat păsările, le-am adunat să nu le... A uitat, s-au apă unde au nemerit, pe unde au... Și cât a fost de mare? Era până la praga. Dacă a deversat peste praga. Da. Într-una ploua, într-una, tu știi ce faci? Am văzut că crește apa din ce în ce. Dimineața a venit primăria cu două motopompi, n-a făcut față. Și am sunat la 112. Și primăria, primarul... Ce v-a afectat? Ce? Mai acum stăteam puțin, ne intra în casă pe sub apa. Intră apa pe sub fundații și iese pe partea aia altă. Casele ne-a afectat cel mai mult și grădinile. Dar grădinile ca grădinile, mă, ne interesează casele, nu grădina. Pericol să pice casa? Eu zic că este. Dacă mai stăm mult, așa este pericol. Acolo băgați pompa? Da, da. Toată apa vine din precipitații, vine după câmp din partea asta unde e o zonă mai înaltă, se strânge toată, iar căderea apei e de generații, numai încoace. Deci firul ei e format din mult și numai încoace să scurge. Să-i modificăm noi cursul e foarte greu și mai ales acum când suntem în situația asta. Cam câte gospodării sunt afectate? În jur de 8 gospodării sunt afectate. O cantitate mare pentru puterea noastră de a duce-o, de a evacua-o de aici. Și cât timp a durat ploaia? Ploaia a început ieri după amiază spre seară și a continuat noaptea, nu știu exact ora când s-a oprit. Oamenii spun că nu ați fost depășiți de situații și au trebuit să sune la 112. Da, este adevărat că am fost depășiți, că noi dispunem doar de o pompă, un boldo, firul de scurgere a apei este prin curțile oamenilor, acolo nu se poate intra cu boldo, sunt curți părăsite, pline de fel de fel de buruieni, unde apa nu se scurge, rămâne blocat acolo, aveți exemplu aici, unde să se ducă apa, că nu-i nimeni să facă curățenie în curțile astea, iar unde sunt totuși locuitori, unii dintre oameni nu permit, își protejează curtea și nu permit să intrăm noi să facem șanț pe acolo. Deci situația e îngreunată din mai multe puncte de vedere. Am de unde curge, să facem un șanț ca să schimbăm cursul, să nu mai vină ea. La următoarea ploaie o să vină iar ce... Măcar mai golem din debit, nu mai vine aici mult așa. Putem face șanțul noi acum, că acolo e noroi de nu se poate. Știi cât este, e drum. S-a intervenit la fața locului cu două echipaje, cu două motopompe și 6 subofițeri. Momentan sunt un număr de 10 locuințe afectate. Văzut că încercați să faceți ceva referitor la câmp, ați verificat situația pe câmp. Am verificat situația pe câmp. Acolo apa vine de la un deal și se acumulează, este un loc unde sunt două dealuri și se acumulează într-o fel de groapă. Acolo înainte a fost un canal, dar acum este astupat. Momentan nu se poate interveni acolo pentru că nu este uscat. Am discutat și cu primarul comunei și a zis că când o să fie uscat, o să încerce să facă acolo un canal. Noi intervenim, dar la următoarea ploaie o să întâmple la fel, pentru că așa este zona aici și am înțeles că și în anii trecuți la fel au pățit, dar astea au fost posibilitățile. Sunt până de acasă, să nu-mi intri la locuință. Mi-a inundat pe cel acolo. Asta e situația. Mai, dai pani! Mai, un metru! Mai! Mai vine un metru! Mai vine mai încoa! Vede mai încoa tu un pic! Mai!
Mai! Mai! În capul! Bine, bine, luați casia pe tot de mine. Mai cum faci? Până de casă o luăm acum. Mai în față?